Deci pe el nu, dar pe restul pătăți. Oameni buni, ca de obicei, emisiunea asta începe într-o discuție care continuă din pauza publicitară în platourile B1 TV, taman din Cavnic, din îndepărtatul oraș muncitoresc de renume. Decenii întregi, Cavnicul a fost unul dintre modelele de simțire și de trăire în muncitorimea română. Deci din Cavnic a venit în exclusivitate la noi, din disperare, așa ne-a spus. Undeva pe la ora 2:30-3 ne-a sunat și a zis: domne, pot să vin, sunt disperat. Sunt primarul din Cavnic. Îl cunoșteam după voce. Fac precizări ca să înțeleagă și CNA-ul și toată lumea. Îl cunosc pe primarul din Cavnic de pe vremea când eram colegi de partid la PPDD. Asta ca să nu avem vorbe la proces. Ne-am văzut o dată sau de două ori, n-am avut niciodată legături, nu am vorbit decât pe telefon până în ziua de azi, de mulți ani, 7, 8, 9 ani. Am vorbit doar la telefon de câte ori a fost nevoie să avem corespondențe telefonice cu Cavnicul, cu domnul primar. A fost dat afară din Partidul Social Democrat. Motivul, unul dintre motive pe care l-am aflat de la domnul Vladimir Petruț, este că a fost primul din istoria contemporană a României care i-a cerut public demisia lui Dragnea. Domnule primar, nu știu ce să vă întreb prima oară. De ce ați ales B1? Ar fi prima întrebare. De ce v-a dat Dragnea afară? Ar fi a doua întrebare. Și a treia, și de fapt cu asta încep, de ce ați fost primul membru marcant al PSD-ului care i-a cerut public demisia lui Dragnea? Deci, în primul rând, bună seara la dumneavoastră, la toți cei care ne urmăresc și vă mulțumesc foarte mult pentru că m-ați invitat să fiu astăzi prezent în acest studio de televiziune pentru a putea spune lucrurile pe nume. Nu sunt disperat și nu am fost niciodată disperat pentru că sunt un om care a muncit de când sunt, niciodată nu am primit nimic de-a gata și în politică sau în primărie, când am candidat la funcția de primar, am candidat pe principiu să muncesc, să ofer ceva populației dacă populația îți oferă încrederea, sprijinul și votul. Numai că, din păcate, am observat că ceea ce se vede de afară nu este și în interior. Practic, cel puțin în echipa în care eu m-am înscris, pentru că situația, știți, am fost în PPDD, așa cum a spus dumneavoastră. Ulterior, PPD a fuzionat cu UNPR, iar în 2016 UNPR-ul practic nu mai exista. Exista, dar nu mai avea nicio șansă. Și atunci a fuzionat cu PMP-ul. Da, dar deja, înainte de aia, eu am luat decizia de a trece în PSD, pentru că trebuia să-mi susțin niște programe, proiecte care le aveam pentru oraș, iar PSD-ul a venit în acel moment. Să știți că sunt unii care au plecat din PPDD și au plecat înaintea noastră cu mult din partid, au plecat la liberal. Eu știu de ce nu puteți pleca la liberal, că dacă plecați la liberal, nu aveați bani. Nu, să vă spun. N-avea Cavnic cu bani. Ba da. Eu vă spun adevărul. Și în căruță și în telegut. Da, nu, ca să înțeleagă lumea. Eu spun că PPDD-ul când a fost distrus, că PPDD-ul a fost un partid distrus. N-are sens să discut acum cum a ajuns PPDD-ul să iasă din istorie. Dar când a fost distrus, foarte puțin dintre cei care l-au pus în operă au plecat la PNL, au plecat pe dreapta. Majoritatea au plecat pe stânga. Există și o explicație. Petruț nu face parte din acea explicație. Din acea explicație fac parte niște oneroși și niște trădători care își cumpăraseră, nu cu bani, ca să nu creadă DNA-ul că fac vreo, cum să zic, plângere penală în direct, nu. Își cumpăraseră locurile în Parlament, în conducerea deci nu cu bani, nu cu, era metaforă, e, cum se cheamă, pamflet. Da. Iertați-mă, domnul primar. Au fost infiltrați, mai bine. Au fost exact infiltrați, bravo. Da. De ce? Domne, răspundeți-mi, sunteți bărbat, domne, nu suntem, cum să zic, nu e misoginist, dar nu suntem aici să ne plângem ca muierile, domnul primar. Prima întrebare. De ce i-ați cerut primul din conducerea, dintre membrii marcanți ai PSD-ului, primul din România care i-a cerut demisia lui Dragnea? Pentru că ceea ce am văzut nu mi-a plăcut și mai mult decât atât, eu sunt un naționalist convins, sunt un om care îmi iubesc țara, îmi iubesc drapelul și îmi iubesc Constituția țării și mai mult decât atât, eu când am aderat și am semnat acea adeziune, poate diferența dintre mine și alții a fost că eu am citit a doua zi statutul partidului și acolo am văzut foarte clar, pentru am văzut că scrie clar că PSD-ul nu trebuie să susțină modificările legii penale care duc la distrugerea României. Ceea ce am văzut eu prin ordonanța 13, pentru că nu s-a înțeles bine, prima dată am fost împotriva ordonanței 13. Eu am spus atunci că în acest moment înțeleg să mă detașez de Partidul Social Democrat pentru că nu mai este partidul în care eu m-am înscris, nu mai reprezintă ceea ce noi am spus la oameni în campania electorală și am scris și pe Facebook acest lucru, iar ulterior s-a și demonstrat că la o perioadă scurtă timp, nu știu, 4-5 zile, 10 zile, când a fost guvernul a revenit asupra ordonanței și a revocat-o și a făcut ordonanța 14, care vom vedea dacă este constituțională sau nu și mă tem că se va ajunge înapoi la 13, iar ei au luat de bun doar partea prima când am cerut demisia, nu am mai luat când am spus ulterior, când ei au revenit asupra deciziei, am spus în acest moment, având în vedere că guvernul României recunoaște greșeala, revin și eu asupra deciziei și facem echipă în continuare, pentru că a fost o greșeală. Ei n-au mai luat numai aceea și atunci. Primar, hai discutăm și mă bucur din suflet. Nu cred că am un mare noroc că sunt astăzi alături de dumneavoastră. Știți de ce?
Eu sunt de dreapta, dumneavoastră ați ales un partid de stânga, e ok. Dar vreau să vă întreb, și m-a durut foarte tare chestiunea cu ordonanța 13, că toată lumea ne luăm după unul, apare unul la televizor și ordonanța 13, o nenorocire, legile justiției. Dom'le, dacă dumneavoastră îmi dați exemplu de trei lucruri care nu v-au convenit acolo, și pentru asta și pentru că acolo erau foarte multe lucruri bune. În țara erau asta trebuiau... multe rele. Da, domnul primar, da. Dar nu asta era soluția. Toată lumea zice, o nenorocire, un dezastru, să-l scape pe Dragnea de la pușcărie. Dom'le, nu vorbim despre Dragnea, nu vă gândiți la sute de oameni, la mii de oameni care au fost în pușcărie, la oameni care au murit pentru că s-au făcut două pe timpul meu, când eu nu... eram în guvern. În două... Adrian, hai să facem comentariile astea cu domnul primar după ce termină dânsul de prezentat situația. Deci, okay. Am înțeles de ce i-ați cerut demisia lui Dragnea. N-am înțeles de ce v-a dat afară partidul și n-am înțeles de ce ați ales B1 TV ca televiziune la care să veniți și să spuneți ce s-a întâmplat. Pot să spun real, adevărul? Adevărul real. Da, deci acum de ce am ales să știe foarte clar că în România televiziunile sunt împărțite în două tabere, B1 și Realitatea și Digi24 spun lucruri pe nume. România TV, Antena 3, din păcate, sunt asevite. Asta vedem din Maramureș, de la Cavnic. Noi și pe drum, când ne întâlnim cu oamenii, discutăm anumite chestii, umblu foarte mult pe jos. Și era susținător oamenii... la televiziunile astea și nu la alea. Nu, deci te înțelegi în greșit. Nu, eu nu mă comparați pe mine cu susținător la ăla, când la noi, Maramureș, e prima dată când apar într-un studio de televiziune național, ies la județ la noi, am ieșit foarte mult, național n-am fost niciodată, nici nu știu dacă o să mai vin sau nu. De ce să nu veniți? Am dat un exemplu, poate... este distanța mare, este foarte greu să vii, doar că vreau să spun așa, pe mine nu mă interesează că nu am de câștigat nici că e B1, nici că Realitatea, nici că România TV, mă interesează să spunem lucrurile pe nume. Faptul că se manipulează oamenii, faptul că se mint oamenii și să încep să se ducă în eroare, nu este ok, să știți acest lucru. Până aici și vreau cu toții să înțelegem că dacă ne iubim această țară și dacă vrem să facem ceva în această țară, nu este ok să mergem în continuare cu ură, dezbinare și minciună. Mai mult decât atât, dacă o să-mi permiteți și o să aveți timp un minut să mă ascultați, am să vă spun că în ordonanța 13 poate 80% din lucruri au fost bune, dar 20% lucruri au fost criminale, 20%. Și vă spun de ce. Ca și primar al orașului Cavnic, după ce am venit viceprimar, primar interimar și primar ales cu 73%, și asta e foarte important, am avut parte de 43 de plângeri penale în 2 luni de zile. Să știți că la un primar tânăr, de talia mea, la 33 de ani, să ajungi primar de oraș, să te trezești cu atâtea plângeri penale pentru faptul că ai muncit. Fiecare investiție, fiecare proiect care l-am făcut, am avut plângere penală, Curtea de Conturi, parchet, DNA, așa mai departe. Cine mi l-a făcut? Colegii interiorul partidului mi l-a făcut. Dar nu asta e discuția, o discutăm altă dată. Ulterior, eu astăzi am și postat pe pagina de Facebook a mea. Dacă doriți, vă arăt, da, vă spun și de ce să fac plângeri în interiorul partidului. Tu vrei să scapi de un coleg pentru că e puternic, la vot nu poți să-l bați și atunci îi faci plângeri în speranța că îl scoți afară pe ușa din dos, ceea ce vrea PSD-ul să facă și nu este ok. Eu am postat și pe pagina mea de Facebook, dacă doriți să vă uitați, și am postat cam de o săptămână, două, pe pagina mea, în care am arătat. Am făcut în baza legii 544, liberul acces la interesul dintre la legile publice, să se spună dacă am vreun dosar penal, dacă am, care este stadiul lui, cine este persoana care a făcut-o și în ce situație mă regăsesc. Și vă spun că eu astăzi, cu mare respect, cinste și corectiune, pot să spun că sunt singurul primar din România care nu am niciun dosar penal, nu mai am nicio plângere penală, cele 44 dosare au fost anulate. Nu vă pot lăsa pentru că eu am prieten în Gorj, dar mi-a venit în cap. Nu, care nu au plângere acum. Plângere avem cu toții. Dar n-ai de unde știi. Dar n-ai de unde știi, că îți fac peste noapte. Bine, e adevărat, n-am vorbit cu el de o săptămână. Eu am hârtia, dar să înțeleagă foarte important. Eu am hârtia în care ei mi-au făcut 44 de plângeri penale și am demonstrat că nu sunt vinovat. Și n-am avut nevoie de ordonanța 13 să demonstrez acest lucru. Și a pus Dragnea să mă facă asta? 80% din PSD. Nu, răspunde, i-a pus Dragnea să mă facă asta? Nu pot să spun că Dragnea a pus, dar sunt membrii PSD care mi-au făcut. Bun, și atunci, ce aveți de ce v-ați răzbunat pe Dragnea? Dragnea, pentru că Dragnea este un condamnat penal. Dragnea este un condamnat penal și nu sunt de acord pentru că în campania electorală... Când ați fost, când ați intrat în PSD, nu știați că e condamnat? Poate sunteți PSD-ist și nu sunteți mai mare PSD-ist ca mine. Nu sunt PSD-ist, domnule. Dar nu mi-e rușine dacă aș fi, dar nu sunt. În programul de guvernare pe care l-am prezentat cetățenilor și cu care am militat, și vreau să spun pe pagina mea Facebook, toți miniștrii guvernului din Maramureș au fost prezenți în biroul meu și au făcut campanie cu mine și am fost pe baricade și am luptat, nicăieri n-am discutat de anularea justiției, legi criminale. Am discutat de proiecte. Vă spun de ce. Spuneți-mi. Nu a fost în programul de guvernare ordonanțe care să asigure hoțe și bandiți în țara Dragnea, asta. Dragnea a fost cel care i-a pus pe colegii dumneavoastră să vă facă. Da, îmi puneți o întrebare acum în care eu nu pot să vă răspund. Băi, Adrian, acum tu profiți că e mai țângău un pic, că e mai tânăr. Dar l-ai găsit să... Răspund eu, uite, sunt eu avocatul lui Petruț. Te rog, răspundem tu. În ce partid, vă întrebi pe cei de acasă, în ce partid credeți că ataci un primar de oraș
Bă, nici primar de comună nu-l poți ataca fără să știe șeful filialei și șeful filialei să-l sune imediat pe președinte. Credeți-mă, am fost șef de filială la PNL. Așa. La mine nu exista în 70 de unități în Gorj, UAT-uri, comună, oraș, municipiu, Târgu Jiu, să-mi atace pe cineva, unul de-al meu, pe unul de-al meu, ca să nu știu. Iar eu să nu-l sun pe Blaga sau pe Gorghiu. Nu exista așa. Dar l-a sunat pe domnul Dragnea? Nu știu, mă. Păi l-a sunat. Eu nu știu că el e șef de filială acolo să-l sune el pe Dragnea. Eu nu știu situația. Nu știu. Bărbule, dar și noi am fost membri de partid. Dar vă dau acum șahmatul, dacă doriți. Deci persoana care mi-a depus cele mai multe plângeri penale, după ce mi-a depus plângeri penale și am documentele, a devenit inspector școlar. A doua zi. Dar PSD propusă de PSD. Pe cum am zis că nu. Membrii PSD, eu n-am spus dumneavoastră puteți să-l numiți pe acest om inspector școlar sau nu? Președintele Consiliului Județean l-a numit. Dă păi din același partid. Păi din același partid. Președinte PSD. Nu-mi explica mie, măi, primarul explică și domnul Fădurescu, eu te înțeleg. Deci nu primarul punea... Dar să sunam, mi se discut plângele penale, ce plângele. Am dat un exemplu că eu am vrut să spun așa. Nu a fost nevoie de ordonanțe și de legi ca să demonstrezi că nu ești vinovat. Dacă nu ești, dacă ești corect, dacă îți faci treaba și nu te înfrucți din banul public, nu ai nicio problemă. PSD-ul să înțeleagă așa, să guverneze pentru oameni, eu încă nu-mi vine a crede și nimeni nu crede în țara asta și vă spun eu, eu sunt un om care zi atal pe țări, eu fiu primar, dar umblu foarte mult pe jos. Eu cu mașina umblu nici 5%, restul pe jos. Și știu ce vorbesc cu oamenii. Mulți PSD-iști care au votat PSD-ul și oameni, ia, socrul meu a fost un PSD-ist convins. Nu puteai să-l duci orice ai face și mai vrea să audă în viața lui de PSD. Pentru că este un muncitor, un om care muncește și nu-i convine să vadă cum hoții peste noapte să îmbogățesc. Vă spun ceva ce să nu... M-ați cunoscut până astăzi? Eu nu v-am cunoscut personal, numai din ce am văzut la televizor. Aparențele pot să fie reale sau să fie înșelătoare. Deci, nu știu care este interesul politic al noastră. Interesul politic, eu știu interesul meu, aceea de a spune lucruri pe nume și corecte. Și eu pot să vă spun că eu, dacă aș fi președinte de partid sau de organizație și dumneavoastră, după ce ați stat de vorbă cu dumneavoastră, mâine ați dori să veniți la mine în partid, nu v-aș primi. Dar vă mulțumesc foarte frumos pentru sincer. Că dumneavoastră, dacă nu m-ați primit, înseamnă că sunteți un om care aveți ceva de ascuns. Dacă vreți să fiți serios și corect... Sunt foarte... Păi dumneavoastră aveți tot timpul dreptate. Nu răspundeți la niște... Dar n-am spus că am dreptate. Ba da, domnul primar, vă întreb. Ce legătură are prefectul cu inspectorul școlar și cu dumneavoastră ca primar? Nimic. Eu n-am zis de prefect nimic. Nu știu... Nu, președintele Consiliului Județean. Sau președintele Consiliului Județean. Păi, în Maramureș, președintele Consiliului Județean este și președintele PSD Maramureș. Da, și? Pe cum și? Cum adică? Nu, l-a pus pe inspect. Nu, domnule. Fian, l-a pus pe unul. Bă, te pun inspector pe tine, dacă îl dai pe primar. Domnule, nu spun că dacă, dar interesant că a două zi după. Nu te-ai filiala PDL-ului? Da, mă. Unde mă, în ce județ? La Dâmbovița. Erai președintele PDL Dâmbovița, da? Nu, l-am fost la PMP. Dar poate și-a ajuns pe PMP. PMP Dâmbovița, da? Păi la tine în filiala aia a mișcat cineva în Dâmbovița, mă, fără acordul tău? Putea să atace, mă, un primar, fără să știi tu. Și tu, dacă ți-a atacat primarul, nu-l sunai pe Traian Băsescu să-i spui, domn președinte, mi-l atacă ăla? Băi, nebune, tu unde-i, mă, democrația? Cum ai, că ai băgat pumnul în gât lui ăla? Mamă, te rog eu frumos. Dar nu poți să te rog eu frumos, băi, dar chiar acum chiar mă jignești. Nu, eu singura greșeală pe care a făcut-o domnul primar și nu mă, da. Mă opresc, domnul primar, din experiența mea vă spun. Așa. Dumneavoastră, cred că dacă puneați mâna pe telefon și vorbeați cu domnul Dragnea, cu un vicepreședinte sau cu pe cine cunoșteați dumneavoastră și spunea situația de acolo și vreați să meditați lucrurile astea, cred că era... Dacă îl suna pe Dragnea și îi spunea, domnule, eu nu-s de acord cu ordonanța 13 și mi se pare că te avantajează că ești penal, ce crezi că îi spunea Dragnea primarului Petruț? Păi și eu dacă spuneam ție același lucru, tu ce ziceai? Te dădeam afară din partid. Cum l-au dat cu el? Păi atunci să înțeleagă. Bun, dar să vă spun păi un stai lucru. Stai mă puțin, eu stai un pic. Diferența între mine, tine și Petruț e că ăsta e ales de un oraș ca primar al orașului, mă, băiete. Și vă mai și noi ceva. N-am fost aleși. Dar stați ba un da! Pic. Nu, ba este da. O diferență între mine un pic. Eu am luat cel mai mare vot din județul Maramureș. Sunt cel mai votat primar din județ. Da, primar. Deci n-am luat cel mai mic. Nu am câștigat votul că partidul m-a pus în funcție și mi-a dat susținerea. Mi-am câștigat prin munca mea. Și atunci nu sunt de acord să vii să-mi bași pumnul în gură pe niște legi penale. Aici am vrut să mă refer. Deci trebuie să fim corect. Eu vă întreb așa, ați fost cu Jalba azi la partid? Am pregătit contestația care doresc să o depun. Am fost la partid, dar nu m-a descris înăuntru să era închis sediul partidului. Eu stau până mâine dimineață și o să o trimit și pe e-mail. Am pregătit o contestație deoarece am fost exclus. Atenție, în statutul partidului scrie foarte clar. Trebuie să fie exclus de organizația de bază din care provii, după care organizația județeană trebuie să ia. Nici nu m-au chemat. Într-o zi au dizolvat organizația locală, au numit un președinte interimar și în 5 minute au emis hotărârea județului de excludere. Dar nu exclude legal, nu. Bun, numai un pic. Nu m-au exclus legal, nu este respectat statutul, sunt de profesie jurist. Seama, bune, sperați. Eu cred că nu sunteți atât de naiv să sperați că acea contestație vă va da câștigă și rămâneți în PSD. Nu, eu vreau să vă spun ce vreau. Nu vreau neapărat să rămân 100% membru PSD cu forța. Eu vreau să demonstrez că au greșit, vreau să demonstrez că așa cum au greșit cu mine, greșesc și cu guvernarea, vreau să demonstrez că Partidul Social Democrat nu respectă astăzi Constituția și legile țării și mă voi duce în instanță și peste tot să mă apăr drepturile și voi demonstra că am câștigat.
că am dreptate, pentru că dacă o să citiți această contestație și voi și o să vedeți, este raportată la statutul partidului, articol și legi. Să nu uităm, partidele politice sunt create prin hotărâri judecătorești, iar legea te obligă să respecti Constituția și legea. Poți să vă întreb, nu știu, aveți vreun business în oraș? Adică familia noastră are vreun business? Nimic. Nu. Am avut înainte... Bogoșerie, afaceri, fabrică, nu, ceva? Am avut o firmă înainte, am închis firma când am ajuns primar. Aveți copil? Am doi copii, o fetiță de 2 ani și un băiat de 7 ani, mulțumesc. Să vă trească, să vă dea Dumnezeu sănătate. Dumneavoastră v-ați asumat, ați gândit cu soția, cu familia, cu socul, ați gândit că pe drumul pe care intrați este un război pe care s-ar putea să nu-l puteți duce? Știu că este un război foarte greu, dar vă spun de ce, pe ce mă bazez. Mă bazez pe corectitudinea și respectul care eu l-am. Știu că n-am făcut nimic ilegal, nu fac nimic ilegal și atunci nu mi-este frică, pentru că consider că trăiesc într-o țară în care încă legile funcționează și acest lucru s-a demonstrat. Eu am fost totdeauna de partea justiției, am încredere în justiție, am încredere în cei care ne conduc. Faptul că ulterior vin anumiți oameni numiți într-o funcție, azi sau mâini, aceștia vin și pleacă, s-a demonstrat. Dar cred că legea în această țară trebuie să primeze și dacă legea nu primează, să știți că nu o să avem nicio șansă să mergem mai departe. Astăzi, din păcate, în fiecare an observăm, în fiecare zi că mergem tot în jos, nu urcăm în sus deloc. Am fost în București acum 5 ani, erau drumurile mai libere. Astăzi sunt mai pline de mașini, îți trebuie 2 ore să ajungi într-o instituție la alta, nu se ia nicio măsură și asta e în toată țara. Și atunci mă întreb eu, care este bunăstarea noastră? Unde mergem noi înainte? Și eu cred că fiecare dintre noi avem obligația să spunem stop și să ne implicăm cât putem. Categoric că cei care sunt mânjiți și unși până peste cap nu vor putea spune și le convine, că le convine în continuare să compromit și să simt bine. Eu, dacă știu că n-am făcut nimic, sunt tânăr, prefer să plec mâine dimineața acasă din funcția de primar, mă duc înapoi și muncesc, vin la talpa poporului, nu mi-este frică, dar vreau să spun lucrurile pe nume, pentru că, domnul Barbu, am 2 copii, o să crească copiii mei și o să mă întrebe, tată, da, cum ai putut să fii părtaș la așa ceva și n-ai luat nicio atitudine? Te-ai compromis pentru salar, pentru un pic de funcție? Și atunci o să pot să ridic capul să-i spun mai mult. Vreți să vă spun ceva aici în direct și nu știu dacă e voie. E voie. Copilul meu de 7 ani se duce la școală și îi spune alt copil, tu cu tata tău sunteți ciuma roșie. Și vine copilul acasă și mă întreabă, tati, ce înseamnă aia? Și eu acum cum să îi spun ce înseamnă? Zic, așa, niște chestii ce să spun, de ce tata e primar și așa. Dar și eu sunt ciumă roșie, zice. Nu, mă, tată, nu suntem niciun, așa sunt poveștile. Trece vreo 2 săptămâni sau 3 și din telecomanda ne uitam la televizor, eu nu o recunosc, mă uit mai mult la știri, asta e, ce să zic, asta e, da. Și la un moment dat se discuta PSD, ciuma roșie, nu știu ce. A, tati, de ce suntem în PSD? Deci copilul la 7 ani conștientizează de ce ne spun oamenii așa. Mai mult, la 3 dimineața într-o zi, în fața căsă la mine, după ce am luat atitudine publică împotriva ordonanței 13 a partidului, s-au oprit 4 tineri cu o mașină, au scos o box așa micuță afară pe geam și au început să-mi strige cuvântul ăla așa, în fața căsă, dimineața la 3. Ne-am uitat cu nevastă mea pe geam, copiii în brață, noi nu putem trăi așa ceva, că noi nu reprezentăm asta. Și atunci am luat atitudine, dar am zis că nu trebuie să dau nici să fug. Să stau să lupt în interior, să schimbăm, să aducem alți oameni. Nu se poate, nicio problemă, plec, dar măcar știu că am încercat, am luptat și am încercat să spun lucrurile pe nume. Și deși Cavnicul e un oraș mic, la poalele munților Gutâi, departe, acolo unde se agață harta în cui, am reușit ca vocea mea să fie cunoscută până aici, în București și în toată țara și toată Europa, că văd reacțiile. Și dacă ar mai fi încă 2, 3, 4, 5 primari ca mine în fiecare județ, am putea să schimbăm ceva. Eu vă spun sincer, eu vreau ca Partidul Social Democrat să guverneze, indiferent de pozițiile altora, dar vreau să guverneze partea aia care vrea să asigure ceva pentru țara asta, nu cei care vor să-și facă numai pentru ei și care vor să schimbe legile în interesul lor. Nu sunt de acord cu așa și nu o să fiu, indiferent de riscul care mi-l asum. Îi să mă aresteze pentru asta? Nicio problemă. Au murit miliarde de oameni pentru pământ, pentru patrie, pentru țară. Va mai fi unul în plus. Nu s-a întâmplat nimic. Dar măcar am conștiința împăcată că îmi fac datoria și că ceea ce am văzut încerc să repar. Deși știu că e foarte greu. Sunt o furnică într-un mușunoi, cum se spune. Dar nicio problemă, încerc. Avem obligația și datoria să încercăm. Niciodată nu se știe. Domnul primar, da. În primul rând vreau să vă felicit pentru sinceritate. În al doilea rând, din experiența mea și una vastă cu partide și așa mai departe, vă rog să vă gândiți bine și e sfatul meu. Dumneavoastră, un om care gândește atât de curat și care
într-adevăr, vă felicit pentru modul de a gândi. Nu trebuie să faceți politică. Nu vă veți găsi liniștea niciodată dacă vreți să faceți politică. Și să nu credeți că puteți ajuta țara făcând numai politică. Cred că și în partea civilă și acolo este locul Adriane, dumneavoastră. Adriane, iartă-mă. Sincer, vă spun am pentru vrut să că... Am vrut să tac pentru că ce a făcut Petruț, ce a făcut primarul, este mult peste nivel, e mult, ce ați văzut acum, e mult peste nivelul mediu. Corect. Al politicianului din România. Corect. A avut o intervenție, mă bucur că mi-a dat Dumnezeu șansa să-l am aici în platou și să-l văd după atâția ani. Dar nu te pot lăsa, Adrian, să-i spui unui copil, repet, unui țângan în politică așa... de 30 ceva de ani, că dacă e sincer și curat, băi, da. Nu lasă să termin. Nu poți să-i spui în direct într-o televiziune publică națională. Murdărește-l! Nu mă! Da ce? Păi dacă el se retrage și ăștia ca el se retrag, lăsăm politica, lăsăm țara, lăsăm guvernarea, lăsăm parlamentul pe mâna vagabonților și gulerilor albe. Eu spun că Petruț trebuie să rămână. Că vorba lui l-or aresta, îi problema lui. Vede el cum îi duce nevastă sa chiftele la prânaie. Eu dacă eram Adriane, nu poți să-i spui asta. Adriane, nu poți să-i spui asta. Ba da, și în societatea civilă poți să demonstrezi să duc acasă, mă, țara bine. Ce vine în locul lui? Vrei să vină un ciorditor, un vagabond, un hoț, un nenorocit? Dacă ăsta îl trimiți acasă. Adică după tine toți sunt ciorditori. Nu, dar nu poți să-i spui, ești prea curat să faci politică. E prea curat. E cinstit ăsta. Dar uite-le, un om avem pur. Obligația să ne apărăm țara. Iar voi cei mai în vârstă să ne predați să vă spun, voi cei mai în vârstă trebuie să ne predați ștafeta. Indiferent că ștafeta e curată sau murdară, dar lăsați-ne și pe noi. Asta e problema. Păi, nu acceptați ca tineretul în țara asta să vină din spate. Știi, vreți să înseamnă... duceți țara mai departe. Doar în situația... Domnule, este inadmisibil în România. Am o grămadă de tineri. Vin cu CV-ul la primărie. Un CV de 5 pagini. Nu pot să ajung cu nimic pentru că funcții sunt blocate. Niște oameni care deja sunt pe pensii, mai au două joburi la stat. Eu și salari și pensii și tot aia mări mai departe. În Parlament, dacă ne uităm, dorm de obosâți. De multe ori nu pot să se miște. Domnule, lăsați, predați țara tineretului. Noi tineretul. Ah, bravo! Dar nu, predați țara înseamnă să plece și să vă lase pe voi. Nu, domnule, dar nu intra în trei, că te nenorocesc. N-ați înțeles să plecați, să plecați din funcție. Ba da, asta am înțeles. Și lăsați-ne și pe ceilalți tineri să venim, da, o fi proști, da, o fi răi, o fi slab. Lăsați-ne bă, să învățăm. Eu predați-ne ștafeta. Nu vreți să predați. Când nu vă mulțumiți niciodată. Ba da, eu sunt de acord și tot timpul predați. Trebuie să o luăm publicitate, nu înainte de a-l felicita public. Uite, eu te felicit, bravo, Petruț. Mulțumesc. Tată, ai sprijinul meu total. Și al meu e la fel. Pentru că ce ai spus acum... Ce ai spus acum e în sufletul a zeci și zeci de mii de tineri din toate orașele. Sunt tineri cu două facultăți, cu masterate, cu care doctorate. N-au loc în țara lor și trebuie să plece. Fraza de aur! Lăsați-ne și pe noi! Sunați-vă vecinii, prietenii și rudele, merită, revenim în 2-3 minute cu voi. Ne-am întors în direct, am primit o sacoșe de mesaje, care mai de care mai interesante, legate toate de prezența primarului de Cavnic în platou, în exclusivitate la B1 TV. Domnul Petruț este aici, cel din dreapta imaginii, cel din stânga, celebrul fost ministru adjunct al agriculturii, domnul Rodulescu. Discutăm despre politică, despre partide, despre mafia din partide, nu mă refer doar la mafia din PSD, Doamne iartă-mă. Mafia din partide și, atenție, sunt într-o totală opoziție cu ce spune Adrian Rădulescu. Tinerii de valoare, indiferent de ce partid fac ei parte, unde au semnat adeziunea și unde au câștigat notorietate, cum e Petruț aici în cazul nostru al PSD-ului, trebuie lăsați, frate, să facă ceva cu țara asta. Când noi ăștia bătânii am luat-o de la Ceaușescu și am adus-o exact aici. În 30 de ani am fost în stare, taci Adriane, te văd că vrei să vorbești. Am luat țara de la Ceaușescu. Da, mă, dar să predăm ștafeta. Cum... Să predăm ștafeta. Da, mă. Am o idee pe care vă supun atenție, poate vă place. Să-i arătăm și lui Petruț, să-i arătăm și lui Rădulescu, să vedem și toți împreună. Doi politicieni, bă, de marcă, bă, valori. Amândoi deputați, unul în mandatul trecut, unul în mandatul ăsta. Despre cum văd ei politica, ce părere au ei despre partenerii lor de cursă electorală și cum cred ei că se rezolvă în politică, cum să zic, disensiunile, diferendele. Luați-l întâi pe Liviu Nicolae Dragnea. Dacian Cioloș vă cera tot Dacian în weekend, liderul Plus, fostul premier al României, înainte să ajungeți dumneavoastră la guvernare, vă cerea să vă prezentați public angajamentele privind necolaborarea cu fosta securitate și cu actuala, o posibilă colaborare cu serviciile actuale. Veți face acest lucru? Eu pot să fac orice, dar are ceva tupeu băiatul ăsta. El trebuie să răspundă dacă are vreo legătură cu niște servicii despre care l-am întrebat eu.
Același lucru vă cere și dânsul. Da, așa e. N-am niciun fel de legătură. Este o tactică securistă asta la Cioloș. Dar Dacian nu ține. O să tot vorbim lunile astea. Ținei, fii atent că te-am întrebat de niște servicii secrete străine, adaug eu că n-am vrut să spun Dragnea, și nu mi-ai răspuns. Așa zice Dragnea de Cioloș. Ei, acum, una dintre cele mai tari declarații făcute în anul 2019 îi aparține domnului Sebastian Ghiță. Declarația vine de la Belgrad, acolo unde dânsul a cerut azil politic. Ascultați-l. Este alta campanie asta care deja, mă rog, a început, deși nu se recunoaște, nu debutează sub cele mai bune auspicii. Peste două săptămâni poate vă dați cu ciomegele în cap sau nu știu, mă rog, oamenii de la mască. Va veni curând momentul. Dacă îi mai prindem pe străzi, pe bandele rezist, cum i-am văzut astăzi la Ministerul Justiției, ar putea să se întâlnească cu niște cetățeni de la Partidul România Unită care să le dea niște șuturi în fund. Păi... și să-i trimit acasă. Că dacă poliția nu-i trimite acasă, o să-i trimitem noi. Că asta nu-i democrația. Și stați un pic, faceți ca în Brazilia, faceți niște patrule civile care să pedepsească ce nu pedepsește Facem ca oriunde. Dacă avem o lege și o instituție, o respectăm. Nu să trezesc unii dintre noi să spargă geamurile, să-l bată pe ministru sau pe judecători. Asta curând se va termina. Dacă poliția nu ia după străzi, o să ne luăm la bătaie cu ei. Eu vă recomand cu toată căldura să nu faceți asta. Sebastian Ghiță, fost parlamentar, deținător de televiziune, om de afaceri, rămas în Belgrad deocamdată cu azil cerut sârbilor. Ia spuneți, domnul primar. Ce să spun? Nu pot să spun nimic la astfel de declarații. Eu cred că fiecare cetățean este liber să protesteze, să spună ceea ce gândește. Într-adevăr, acolo unde se depășește limita, trebuie să intervină organii de abilitate, dar cred că în această țară nu mai trebuie făcut nimic cu forța, cu parul sau cu scandalul. Trebuie să ne punem la masă, să avem un dialog social și aici discut de toate forțele politice, de toți oamenii interesați și fiecare să găsim soluții bune ca această țară să meargă mai departe. Dacă nu se va face acest lucru, să știți că această țară este compromisă pentru perioada următoare și cred cu tărie că singura soluție ar fi acest guvern să decapiteze rapid cât de repede și să se facă un guvern de Uniune Națională format din toate partidele politice care sunt pe eșicherul politic, în funcție de cât procentul care îl are în Parlament să primească ministere și să se facă un consens și un proiect de țară pentru următorii 5 ani. Dacă acest lucru nu se va face, să știți că nu avem nici o șansă. Vedem, vine un ministru, un proiect, vine altul, aruncă, începe altul și nu se vede nimic. Am văzut șocat Adrian Rădulescu de declarațiile făcute la telefon în emisiunea lui Ciutacu, de șeful lui Ciutacu, domnul Ghiță. Cred că era nervos când a făcut această declarație, pentru că cât de cât îl cunosc, nu pot să spun că sunt prieten sau așa mai departe, am avut câteva posibilități să stăm de vorbă împreună și declarația asta iese din contextul în care de obicei a fost el bine calculat. Cum să spui la televizor, Adrian? Eu nu înțeleg eleganța. Nu poți să spui așa ceva. Cum să spui la televizor, chiar dacă e televiziunea ta, cum să spui bandele de hashtagiști ăia de la Rezist, dacă îi mai prindem pe stradă, le rupem capul sau mă rog. Cum să spui așa ceva, Adrian? Nu, asta e îndemn la violență, ceea ce sau și mai mult, da? Nu se face. Mă rog. Asta e. Rămâneți cu noi, oameni buni. Ultima parte a ediției după 2-3 minute. Imagini, detalii și informații pe măsura finalului unei ediții speciale. Ne-am întors în direct, așa cum vă spun mereu, vă spun și acum. În pauzele publicitare se discută lucrurile cele mai importante. Am aflat că doamna Petruț, doamna primar, astăzi își serbează ziua, să-i dea Dumnezeu sănătate. Este prima oară de când face politică și nu face politică de ieri de azi, când doamna l-a felicitat pe soțul ei, primarul de Cavnic, pentru tot ceea ce spune și ceea ce face. Repet, este omul care i-a cerut prima oară în istoria contemporană a României demisia lui Dragnea din funcția de președinte PSD, imediat după scandalul național și internațional cu ordonanța 13. Și am aflat, ceea ce nu înțeleg de ce nu spune în direct, că se află cu o trupă de copii din Cavnic la București. De ce?
Nu, am spus, am venit la festivalul Cucilor de la Brănești, am debutat aici pe scenă, știți că avem renumiții Brondoș la Cavnic și am venit împreună cu ei și am venit și la niște ministere să rezolv niște probleme, să depun și contestația împotriva decizii de excludere și toate împreună le-am făcut că drumul e lung. Bine, contestația și... primarului, crede-mă, este frecție la picior de lemn. Nu contează, nu să vă spun. Adică istoria ta în PSD s-a încheiat. Nu contează. Doar dacă PSD-ul își va schimba o cârmuire, atunci are și Petruț o șansă, are și primarul de la Iași o șansă, are și Firea o șansă. Atenție mare! Petruț, dacă vă uitați la el, dă-mă pe el, nu, că pe mine mă știe toată lumea, mă tedi. Omul de lângă Adrian Rădulescu, primarul de Cavnic, uitați-vă la el și o vedeți pe Gabi Firea. Uitați-vă la el și îl vedeți pe primarul Iașului, capitalei Moldovei. Uitați-vă la el și vedeți tot ceea ce este în PSD și partidul ăsta, fiind cel mai mare partid în România, n-are cum să nu aibă oameni de valoare. Toate partidele au oameni de valoare. Da? Uitați-vă la el că îi vedeți simbolic pe ea, care sunt maziliți doar pentru că și-au permis. Ca și Robert Negoiță, primarul sectorului 3. Atenție, Robert Negoiță e primar peste de 20 de ori Cavnicu. Are 300 și ceva de mii de locuitori, eu nu știu cât are Cavnicu. 10 ori cât Cavnicu, da? Ei, iată că deja sunt foarte mulți oameni din partidul lui Dragnea, primarii de orașe, municipii, capitale istorice, cum e Iașu, care sunt acum reprezentați, simbolizați aici de primarul din Cavnic. Mă bucur că a ales din cele trei televiziuni pe care le-ai numărat la început, că a ales B1 TV să vină în exclusivitate să spună ce se întâmplă. Adriane, care e soarta, după părerea ta, care e soarta lor? A omului de 37-40 de ani care face politică și spune ce spune la o televiziune. Avea o carieră lungă, are viitor și așa cum gândește și eu l-am provocat. Special anumite lucruri l-am întrebat și ca să-l determin să ne spună exact cum gândește, ce aș vrea să facă și îl felicit pentru asta. Și dar l-ai întristat când i-ai spus că dacă ai fi lider de partid nu l-ai primit la tine în partid? Păi tocmai asta, că altfel nu puteam să scot nimic de la adică el. L-ai ricrit un pic, să vezi ce zice. Răcăciune bătrână Rădulescu, știe. Cu siguranță că are un mare viitor. Îi mulțumesc foarte mult domnului fost ministru Rădulescu, îi mulțumesc foarte, 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 foarte mult domnului primar Petruț că ne-a ales să vină la noi. Rămâneți cu B1 TV, urmează Bună România cu Răzvan și Radu. Nu înainte de a vă arăta încă o dată ceea ce pe mine m-a șocat cel mai tare în ultima perioadă. Bucățica din emisiunea lui Victor Ciutacu, în care șeful domniei sale, domnul Ghiță, intervine telefonic de la Belgrad. Este alta campanie asta care deja, mă rog, a început, deși nu se recunoaște, nu debutează sub cele mai bune auspicii. Peste două săptămâni poate vă dați cu ciomegele în cap sau nu știu, mă rog, oamenii de la... A venit curând momentul, dacă îi mai prindem pe străzi, pe bandele rezist, cum i-am văzut astăzi la Ministerul Justiției, ar putea să se întâlnească cu niște cetățeni de la Partidul România Unită care să le dea niște șuturi în fund. Și să-i trimit acasă. Dacă poliția nu-i trimite acasă, o să-i trimitem noi. Că asta nu-i democrație. Și stați un pic, faceți ca în Brazilia, faceți niște patrule civile care să pedepsească ce nu pedepsește. Facem ca oriunde. Dacă avem o lege și o instituție, o respectăm. Nu să trezesc unii dintre noi să spargă geamurile, să-l bată pe ministru sau pe judecători. Asta curând se va termina. Dacă poliția nu ia după străzi, o să ne luăm la bătaie cu ei. Eu vă recomand cu toată căldura să nu faceți asta.